Prima ediție a competiției de Rally Raid Cupa Călărași a avut loc în perioada 23-25 aprilie și s-a desfășurat pe 333 de kilometri în județul Călărași, pe macadam, drumuri forestiere și agricole, drumuri care nu sunt destinate circulației publice. Evenimentul încadrat în calendarul Federației Române de Automobilism Sportiv pentru anul 2021 a luat startul de pe platoul din fața Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Deși Cupa Călărași se află la prima ediție, clubul organizator Baja 500 Mot a atras în concurs un număr record de participanți din țară și străinătate. Festivitatea de premiere a avut loc în data de 24 aprilie, ora 20, în Balta Milotina. Competiția Cupa Călărași Rally Raid, cum spune denumire, e o competiție de Rally Raid, însemnând mașina de off-road care concurează în viteză. Lungime, proba specială, 333 de kilometri, o probă specială destul de lungă, dacă facem comparație cu probe speciale în restul Europei. Pentru noi, ca organizatori, fiind tatici al Baja 555, e o lungime media. Dar vă garantez că 330 de kilometri pe terenul neasfaltat, macadam, gropi, sărituri, apă, noroi, non-stop, este un efort fizic, psihic, și pentru menzi mecanici foarte, foarte greu. Ne bucurăm enorm că am găsit aici, în Călărași, sprijinul foarte mare din partea autorității, care o să mulțumim mai încolo. Și cu mare plăcere am avut o surpriză de o participare foarte, foarte mare. Cred că ediția asta poate fi denumită ediția al recordului la nivelul Rally Raid. Avem foarte multe noutăți. Una e numărul mare de participanți care a depășit și celor al mamei Baja 555. Am avut 55 de înscriși. Numărul cel mai mare de înscriși registrat în concurs de Rally Raid vreodată în România. Avem cel mai mare număr de participanți din România. Competiția de Rally Raid sunt competiții care necesită o pregătire foarte atentă, o mașina, un vehicul, o motocicletă, TV, pregătite specifici pentru competiția aceasta și în România până acum nu au fost mulți care au avut curaj să încerce. De fapt, avem foarte, foarte mulți români. Numai 6-7 străini din Polonia, Italia, Ungaria, Cehia și alții cu siguranță, Bulgaria, alții cu siguranță am uitat, dar ne bucur enorm de mult că avem cel mai mare număr de participanți români care a fost vreodată la o competiție de Rally Raid. Avem număr foarte mare de side-by-side și aici un record. Nu a fost niciodată atâta side-by-side la o competiție de Rally Raid. Avem cel mai mic ca vârstă concurente care a participat vreodată la un concurs de Rally Raid. 14 ani, copilot Rudy Junior Hoffman, care după că a îndeplinit toate obligațiile cu școală de pilotaj, școală de navigație, a primit acordul Federației și participa prima dată la un concurs oficial și asta e un record. Un record, poate nu socotit exact, e cel de cum am fost primit. Am fost primit într-un fel extraordinar. Primeria, municipiul și toate autoritățile s-au străduit să ne ajute în tot ce au putut. Avem o piață fantastică pusă la dispoziție. Azi dimineața am fost surprins cât de curat a fost. Am văzut o armată întreagă, oamenii care au curățat pentru noi ca la spital. A fost ceva uimitor pentru mine, o imagine foarte, foarte fantastică. Avem, cred, satisfacție de spune că, în orice caz, competiția asta deja a obținut un rezultat foarte bun și cu siguranță la anul o să fim încă o dată aici. Datorită rezultate cam până acum, am putut să ne înscriem deja la viitor campionatul european și cred că o să fim acceptați după rezultatul final în care o să fie tot ok. Așa că mare șanse la prima ediție să fie deja cea de test, nu a treia. Pot să las acum două cuvinte la colega meu, Codru, care se ocupă de traseu, care poate să vă ilustrează ceva mai mult referitor la traseu. Bună ziua, Codru Ștefănescu mă numesc. Sunt cel care a gândit tot traseul și a conceput Roadbook-ul. Roadbook-ul este cartea după care se va naviga la acest concurs. Iar dacă vorbim de navigare, noi o să avem o aplicație special dedicată, un sistem Rally GPS, și vom urmări în timp real cu ajutorul balizelor GPS poziția fiecărui concurent, inclusiv a echipelor Rescue 4x4 care sunt prezente în paralel cu convoiul pentru a asigura și a interveni în caz de nevoie într-o situație critică sau neplăcută, alături de ambulanță, poliție, jandarmerie, ISU, pompieri, dar sperăm că nu vom avea asemenea situații și toți concurenții vor alerga, sigur, cu respectarea legilor concursului, reglementărilor Rally Raid și să ajungă cu toții la finish, chit că-i promo, chit că-i profi, și deja avem un succes că ajung toți la final. Vă mulțumesc! Încă două cuvinte, noi ca organizatori și competitori de Rally Raid avem o specifică. Nu avem numai concurenții auto sau numai concurenții moto. Le avem pe toți. Și de asta tipologia aceasta de concurs e diferită de toate. Avem reprezentante aici și de la FRAS, Federația Română de Automobilism Sportiv, pentru auto și side-by-side, și avem reprezentanții de la FRME, Federația Română de Motociclismo, pentru parte cu moto și ATV-uri. Care este etapa a doua? Concursul deja a intrat în campionato, chiar dacă e prima ediție, a intrat în campionato Federația Română de Motociclismo, la Rally Raid. Avem un număr mare de înscriti la profi, foarte mare, nu știu dacă e cel mai mare, pentru că nu am socotit, dar chiar avem un număr foarte mare. Acum las cuvinte la iubita soția mea, să vă explică ce înseamnă pentru noi un suport din parte sponsor și autorități, dar, înainte de asta, nu pot să uit că mica noastră echipă, cu, nu sunt mai multe de cele că vedeți aici, cu Angie în spate, că mai a plecat după media lipsă, pentru că avem câteva reprezentanți media că probabil a întârziat, dar e important să vă spun că echipa noastră s-a străduit într-un fel extraordinar, o muncă incredibilă, de 3 luni muncim non-stop pentru a avea un concurs la nivel internațional, chiar dacă e prima ediție, și insist pe faptul că prima ediție de obicei e un obstacol foarte mare, pentru că nu știi ce se întâmplă la nivel de colaborare cu instituțiile, cu jandarmeria, poliția, ISU și mai departe. Și de fapt aici am depășit tot, la fel că în alte județe în care colaboram deja cu instituțiile de 5-6 ani. Aici a fost tot foarte bun de la început. Nu în ultimul rând, vrem să mulțumim tuturor, mai ales instituțiilor, și încep cu primăria, pentru că suntem gazdă și s-am fost primiți extraordinar. Mulțumim domnului primar, Marius Dulce, și Consiliului Județean la fel, pentru că și de acolo am avut un suport desăvârșit, prefecturii care au avut echipa lor de suport tehnic și ne-au susținut și ne vor susține pentru mâine, în ziua de concurs, instituțiilor pe care le-a spus și domnul Maurizio, jandarmeria, ISU, pompieri, ambulanța, poliția rutieră, poliția locală, mai departe sponsorii noștri care sunt foarte importanți, pentru că datorită lor suntem aici cu acest eveniment. Și în Federația Română de Motociclism este etapa a doua în campionatul național. Iar la motocicliști, în momentul de față, sunt 12 motocicliști. Care, dacă pare un număr mic, considerate că pentru Rally Raid e un număr destul de mare. Aici avem reprezentanți cei mai buni și cei mai tari. Avem reprezentanți de la FRME care poate să ne confirme că 12 motocicliști la Rally Raid e un număr destul de mare pentru România. Dacă aveți întrebări, noi suntem la dispoziție pe toată partea tehnică sau ce doriți, numai să nu ne cereți traseu. Numai eu știu traseul în momentul de față și cu echipa mea din subordine, bineînțeles, dar în câteva ore, în 2-3 ore aproximativ, vom face totul public și start the race. Asta e cea mai importantă parte, că pleci de la un punct și nu știi când ajungi. Start zero și, nu știu, că am considerat câte ore? 8 ore maxim. 333 de kilometri, pornind de la ora 7 startul. Prima motocicletă. Și prima motocicletă, primii pleacă motocicliștii la un interval de timp de 3 minute. Iar ultima mașină, noi am presupus că ajunge la Milotina, la finish, în jur de ora 18. Deci asta va fi wow. Dacă putem cheltui încă două vorbe referitoare la Rally Raid, poate că nu mulți știe cum funcționează mecanismul la Rally Raid. Rally Raid, concurenții nu știe unde trebuie să se ducă. Ei au cartea asta, că e roadbook, și bine consemnată înainte de start, ei nu știe absolut unde trebuie să se ducă. Știe că trebuie să ajungă la Milotina, pentru că așa mi-a spus, dar nu știe ce înseamnă să ajung la Milotina. De fapt, urmărând pagina asta, de traseu în câmp, care vedeți acolo, o să fie foarte complicat de urmărit, nu știu ce se întâmplă. Ei urmăresc radar acesta, care nu e ca la raliu, în care au probat, deja știu traseul, știu cum se face curba în dreapta, în stânga, dacă e în derapaj sau nu. Nu. În roadbook acesta sunt semnalate numai deviarea de percurs, unde trebuie să facă stânga sau dreapta, dar și pericole, dar nu știe dacă intra un reper și celălalt, sunt 10 curbe, 11, 1 sau 0. De asta, componente acesta de raid, încă acela că manține sportul asta la nivelul internațional, recunoscut cum unul dintre cei mai dificili motorsport. Pentru că dacă luați în vedere la nivel internațional, numai mari campioni, deci alte discipline, când ajunge la o maturitate, se transferă la Rally Raid. Rally Raid nu e pentru copii de 18 ani care pleacă și vrea să dea tot într-o clipă. Noi trebuie să știi să dozezi energie fizică, psihică, mecanice. Și asta numai cu maturitate sportivă poți să iei. O să aveți probabil posibilitatea de a discuta cu echipe care participă la concurs și o să vedeți după sosirea lor ce impresie poți să avea de la un concurs de 330 de kilometri. Și vă garantez că interviul cel mai frumos e cel fără cuvinte, când vedeți oameni frânti, distruși fizici, dar cu un zâmbător că duce de la ureche la alta. Și plin de noroi. Sau de praf. Da. Aș completa pe domnul Maurizio și a spune aici vis-a-vis de Rally Raid, mai ales pentru echipajele auto SSV, este un sport de echipă, se creează o relație deosebită între copilot și pilot, pentru că copilotul navighează și trebuie să dea instrucțiuni precise pilotului, care trebuie să scaneze ce înseamnă traseul, că e o trecere printr-un canal, printr-o apă, printr-un lac, pe lângă o pădure. Se creează în tot, copilotul cu pilotul, și conduc mașina într-un anumit timp, cu o anumită viteză, să ajungă la finish. Sport de echipă. Ajungem acum la legislație. Rally Raid respectă toate legislația acum actuale în România. Înseamnă că În momentul în care intrăm pe asfalt, un concurent intră pe asfalt, e stop rally. Noi nu facem concurs pe asfalt, nu deranjăm. Respectă codul rutier. Nu deranjăm cu sportul nostru nicio activitate normală. Noi avem traseul nostru care, dacă se intersectează, și se intersectează datorită faptului că sunt kilometri mulți, o șosea, un drum comunal, un drum județean sau orice șosea asfaltată, acolo se dă stop rally, intră în trafic ca orice altă participante la trafic, respectă codul rutier, după care intră înapoi în concurs în momentul în care a lăsat asfaltul în urmă. Așa că din asta avem o mândrie particulară, care nu închidem drumuri, nu stricăm traseul la nimeni, nu blocăm activitate zilnice la nimeni. Am înțeles că sunt 55 de concurenți. Da. Din câte țări sunt? Cât le socotim acum? Da, avem Polonia, Italia, Bulgaria, Ungaria, Cehia și un copilot din Slovacia. Știu că unii dintre ei au participat la Dakar? Sau? Da, avem echipe inscrise, care una dintre echipe inscrise care, din păcate, n-a putut să ajungă pentru o defecție mecanică în drum la camionul lor, campion mondial la categoria cross country, fiind Rally Raid, cum numim noi în România, și a participat la Dakar, a obținut locul 8 la Dakar, că este un rezultat extraordinar pentru echipa care nu e o echipă de uzină. Avem în orice caz mulți din cei care sunt concurenti, de exemplu din Italia, toți au participat la Dakar, cei doi concurenti, mai multe ore, și avem echipe din Bulgaria, care acum a sosit din concurs din Tunisia și participă la nivel internațional și selectează cu mare grijă participare. Și faptul că a ales să vină la noi e o chestie care ne face mândri.